Pentru a găti ciorba de fasole cu afumatură rapid și foarte ușor, voi folosi multicucărul inteligent Tefal Cook for Me Touch. Acesta este cel mai nou model din gama Cook for Me de la Tefal și ca noutate se poate conecta la Wi-Fi-ul vostru de acasă, iar în felul acesta aveți acces la toate rețetele din aplicație, fără să mai fie nevoie de telefon sau de tabletă. În plus, în aplicația mai Tefal aveți și un pachet cu rețete Jamila Cuisine, unde găsiți rețete tradiționale delicioase, realizate pas cu pas, la Cook for Me. Are un ecran mare tactil, cu ajutorul căruia puteți vedea toate rețetele din aplicație. Meniul este unul foarte prietenos și ușor de folosit. Aveți pentru început biblioteca de rețete, unde găsiți o mulțime de rețete, cu gramaje și cu modul de preparare pas cu pas, astfel încât să gătiți repede și ușor orice fel de mâncare. Pe lângă asta, vă puteți salva rețetele în rețetele mele, puteți căuta anumite rețete cu un anumit ingredient sau aveți modul manual pe care îl voi folosi și eu astăzi. Din modul manual voi alege gătirea sub presiune și ca noutate avem gătirea la presiune expres, un mod foarte, foarte rapid de a găti orice fel de mâncare care se gătește mai greu, cum este fasolea de exemplu.